9 școli din Franța au fost evacuate după o alertă cu bombă. Unitățile de învățământ au rămas închise chiar și după ce autoritățile au confirmat că amenințarea a fost una falsă. Și centrul comercial dintr-o gară din Paris a fost închis din același motiv. Mergem chiar acum la colega noastră Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN în Italia, pentru mai multe informații. Nati, bună seara! Bun găsit tuturor! Și astăzi Franța s-a confruntat cu un val de alarme cu bombă atât la Paris cât și în regiunea Provence. Din cauza unei asemenea alarme cu bombă, centrul comercial din gara principală, din gara centrală de la Paris Saint-Lazare a fost evacuat și a rămas închis pe tot parcursul zilei. Asta pentru a permite echipelor de geniști să verifice zona în căutarea unui dispozitiv explozibil. Pe de altă parte, 9 școli gimnaziale și licee au primit alerte cu bombă în Provence, au primit aceste alerte cu bombă pe mail. Astfel, unul dintre licee a fost evacuat și închis pe tot parcursul zilei, chiar dacă verificările au relevat faptul că nu exista niciun fel de bombă și că alarma fusese una falsă. Pe de altă parte, într-o altă școală, copiii au fost transferați într-o altă clădire în așteptarea terminării verificărilor, iar la o altă școală elevii au fost cazați în sala de sport, duși în sala de sport, până când echipele de geniști au relevat faptul că nu au găsit niciun fel de bombă și că alarma era una falsă. Franța este la cel mai înalt nivel de alarmă antiteroristă, încă începând cu data de 13 octombrie, când a fost acel atentat de la Arras, în urma căruia un profesor și-a pierdut viața fiind înjunghiat de un tânăr vârstă de 20 de ani. De atunci Franța se confruntă cu un val de alarme cu bombă primite atât la muzee, la aeroporturi, la gări sau la diverse instituții de învățământ.